zicea că nu l-avea la mână nici de această dată pe intransigentul Gheorghe Ciuhandu. Dar despre el, într-o carte care tot în prima jumătate a anului viitor, dacă Bunul Dumnezeu mă va ajuta, va vedea lumina tiparului, unde și aceste însemnări zilnice vor fi publicate acolo. Personalitatea preotului Cornel Iuliu Bodea își găsește loc în volumul dumneavoastră, el fiind preot în Dezna, unde și dumneavoastră aproape mai bine de un an de zile ați păstorit această localitate. Spuneți-ne câteva date despre acest preot, ținând seama că a fost bunicul doamnei academician Cornelia Bodea? A fost tatăl. Tatăl? Tatăl doamnei academician Cornelia Bodea. Așa după cum arăt și în cuvântul înainte care însoțește deschiderea acestei cărți, începutul acestei cărți, am amintit și câțiva clerici care nu s-au ridicat la nivelul celorlalți pe care i-am amintit până acum și pe care am amintit la început, dar am considerat că sunt cu o bogată activitate pastoral-misionară, chiar dacă nu cărturelească, au fost în schimb model pentru păstăriți, pentru păstoriților, un model de moralitate. A fost acel George Lupșa de la Diești de care am amintit, îl amintesc pe Iancu Ștefănuț de la Mândruloc, pe Ștefan Lungu de la Șirindie, a fost Lungu de lingată perioadă de timp protopop al butenilor și, bineînțeles, pe Corneliu Bodea. De ce doresc să amintesc fapt despre Corneliu Bodea este pentru că a fost o figură marcantă a clerului de pe vara Deznei și, la fel ca și Ciuhandu, o persoană cu o coloană vertebrală și neplecând capul în fața, mai ales a noii puteri care s-a ridicat după cel de-al doilea război mondial. Și a avut parte de câteva arestări, iar în urma uneia dintre arestări, soția sa, Xenia, care era nepoată de-a lui Moise Nicoară, era din Giula, și soră cu Mihai Mărcuș, primul prefect liberal al Aradului din perioada interbelică. Preoteasa Xenia, pe filul unui exemplar din acatistul preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale alte rugăciuni, tipărite la Sibiu în 1898, face mici însemnări despre persecuțiile și arestările de care a avut parte soțul ei. Și dacă îmi permite să citez câteva. 1947, 4 mai. Era să fie ridicat soțul meu, dar opunându-se întreaga populație a scăpat. A stat în refugiu până noaptea de 21 pe 22 mai, la orele 3 după miezul nopții. A sosit. Slăvit să fie Domnul. 8 ianuarie 49, menționează în 8 iulie 49, în 15 august 1952. Mă opresc la primul moment pe care l-a însemnat preoteasa Xenia. Fiind preot în Dezna 2 ani de zile, bătrânii povesteau un episod pe care, sincer să fiu, chiar nu l-am crezut. Într-o noapte când au venit să-l aresteze, s-a tras clopotul la biserică în dungă, toată lumea s-a adunat la biserică și l-au apărat pe preotul Cornel Bodea să nu fie arestat de către securitate. L-au ținut în mijloc și l-au înconjurat toți credincioșii și în acest mod securiștii n-au reușit să pătrundă până la el să-l aresteze. Vă spun sincer că nu am crezut acest episod. Ajungând în posesia dosarului de la CNSAS, al lui Cornel Bodea, pui datorită nepotului său, inginerul Buda Bujor, căruia mulțumesc pe această cale pentru dosar, am reușit să găsesc exact mențiunea ofițerului de securitate care voia să-l aresteze atunci și se dovedește că a fost adevărat ceea ce bătrânii din sat îmi spuneau. A fost un model și pentru credincioși și pentru preoți de pe întreaga vale a Deznei și nu numai. Una din personalitățile clericale care a păstorit o bună perioadă de vreme în Arad este și părintele profesor universitar dr. Ilarion Virgil Felea. Bineînțeles, el nu este originar din județul Arad, s-a născut în Valea Brad, în județul Hunedoara, dar și-a desfășurat activitatea atât cărturăreasă, cât și activitatea misionară în oraș.
Spuneți-mi câteva lucruri despre acest cărturar, acest preot, care și el a pătimit în perioada comunistă, chiar murind în închisoare. Da, părintele profesor Ilarion Virgil Felea s-a născut în 1903 în Valea Bradului, așa după cum ai spus, a murit în 1961 în închisoare, se pare, la Aiud. Încă din 1945, din primăvara anului 45, a fost arestat și internat în lagărul de la Caracal, alături de alții arădeni, între care îl amintesc pe Cornel Mager, fratele episcopului Andrei Mager. Ultima a mai avut parte de câteva arestări, iar ultima arestare din 23-4 septembrie 1958 este ultima, când este arestat și nu se mai reîntoarce acasă. Moare în închisoarea din Aiud, la fel ca alți deținuți politici care n-au plăcut noului regim și nici n-au făcut compromis cu noul regim, devenind în acest mod martiri. Martiri pentru credință, martiri pentru crezul lor, nu numai creștin, dar chiar și politic, dacă putem să spunem așa, chiar dacă nu au fost înregimentați în partidele politice ale vremii de dinainte celui de-al doilea război mondial, au avut crezul lor, nu au crezut în cei care s-au instalat la putere cu tancurile sovietice, în frunte cu Sasha Bardenco și cu tatăl lui Walter, Walter Roman, care vedem că acum iar vrea să ajungă la putere, iar vrea să candideze, nu știu de unde atâta energie pentru acest evreu încreștinat. Ion Virgil Fele a lăsat în teologia românească foarte multe scrieri și, așa după cum îl aprecia părintele Stăniloae, putea să ajungă, dacă trăia, mult mai mare decât el. Era o declarație a părintelui Stăniloae pe care a făcut-o mai târziu. S-au cunoscut și chiar în închisoare s-au întâlnit, iar după ce părintele Stăniloae este transferat de la Facultatea de Teologie din Sibiu la București, postul de său la Catedra de la Sibiu este propus părintelui Ilarion Felea prin Trandafirescu Robeț, un episcop vicar, arhiereu vicar de la Sibiu, dar părintele Ilarion Felea refuză acceptarea acestui post. Mă întreb, bună dreptate, dacă părintele Felea mergea la Sibiu, oare nu trăia mai mult? Oare ajungea la închisoare? Probabil că și acolo era arestat, pentru că a dat dovadă de intransigență, de verticalitate și nu putea să se împace deloc cu nou regim comunist ateu care se instaurase la putere. Au fost și alții care l-au urmat chiar și în închisori, pentru că au fost și ei la rândul lor arestați în acest lot Felea. Mă gândesc la părintele Tudor Damian, pe care l-am cunoscut toți, cu toții, la fel o persoană intransigentă, cu coloană vertebrală, un teolog desăvârșit și el un model pentru preoții de astăzi, pentru noi toți cei care l-am cunoscut. Mă gândesc la părintele, un alt martir din închisorile comuniste, Sinese Ioja din Rănușa, care și el a murit în închisoarea Văcărești, necunoscându-i se locul unde a fost înmormântat. Mă gândesc la unul dintre cei care astăzi trăiește și are peste 90 de ani, părintele Ioan Ageu, fost profesor la Liceul Moise Nicoară din Arad, mulți ani de zile, a făcut și el închisoare politică, iar după 1964, după arestare, nu a mai vrut să slujească în biserică, simțind că și în biserică ceva este putred și nu voia să facă compromis. Trăiește în Buhani, la o nepoată, este îngrijit de o nepoată, are peste 90 de ani și am considerat de cuvință ca și un mic portret al acestui, hai să spunem, și lui martir pentru Hristos și pentru cauza românească, și să-l reflect în această carte. Părinte Pavel Vesa, printre personalitățile clericale pe care le-ați menționat în lucrare de față,
care au pătimit într-un fel sau altul în perioada comunistă, se numără și un bibliofil și colecționar de artă veche românească, aici fiind vorba de preotul Ștefan Crișan, pe care, din mărturiile pe care mi le-ați făcut când v-am vizitat într-o zi, mi-a spus că l-ați cunoscut personal și că moartea lui, cel puțin din unele puncte de vedere, este dubioasă. Ștefi, cum îi spuneam noi prietenii, părintele Ștefan Crișan, a fost un bun prieten de-al meu și nu numai, cu toată lumea era prieten, numai alții nu au putut să-l înțeleagă și nu l-au acceptat în mijlocul lor, poate cei care l-au dus spre sfârșit, spre pierzare. S-a născut în 1948 la Lipova.